Bine te-am găsit din nou. Sunt Alina Oprea și de 22 de ani implementez contracte FIDIC în România. De asemenea, sunt și trainer autorizat FIDIC și adjudecător în cadrul acestor contracte. Astăzi îți voi vorbi despre revendicările beneficiarului și anume despre mecanismul prevăzut în contractul FIDIC pentru revendicările beneficiarului. Acesta este simplu și anume, beneficiarul, atunci când are o revendicare, transmite o înștiințare antreprenorului. Această înștiințare poate fi trimisă de el, de către beneficiar, sau de către inginer care acționează în numele beneficiarului. Antreprenorul nu este obligat să răspundă aceste înștiințări, dar o primește. Apoi, este simplu, inginerul acționează în conformitate cu clauza 3.5 din contract, consultându-se cu părțile în scopul de a obține un acord referitor la acea revendicare sau să dea să stabilească un mod de soluționare a disputelor. Ce spune contractul FIDIC? Contractul FIDIC spune că părțile sunt obligate să dea curs acordului la care s-a ajuns sau modului de soluționare a revendicării stabilit de către inginer. Antreprenorul, dar și beneficiarul, au dreptul de a contesta determinarea inginerului, dar ea trebuie pusă în aplicare așa cum este și ulterior ele o pot contesta fie la comisia de adjudecare a disputelor, fie altfel așa cum poate este scris în condiții particulare la clauza 20. Asta a fost cu revendicările beneficiarului. Deci beneficiarul sau inginerul notifică revendicarea beneficiarului, îl înștiințează pe antreprenor despre ea. Inginerul este cel care se consultă cu părțile în ceea ce privește revendicarea și stabilește modul de soluționare care este obligatoriu pentru părți. Părțile pot să o conteste, această determinare, acest mod de soluționare, la Comisia de Adjudecare a Disputelor sau la o altă formă de soluționare a disputelor care poate este scrisă în condițiile speciale la clauza 20. Acesta a fost mecanismul. Dacă vrei să afli și mai multe despre contractele FIDIC, abonează-te la canalul meu de YouTube, activează notificările ca să fii înștiințat când mai postez noi videouri și te aștept cu comentarii și întrebări aici în comentariile acestui video sau la datele de contact pe care le-am scris în descriere. Pe curând!